Chiseliță, ne spuneți cum se face? Să fierbi, să faci cu orez. Chiselița eu o fac cu cireșe și cu vișine, în mod special. Este deosebită. Adică pun apă la clocotit, în ea pun egal cireșe și vișine, un pic de zahăr, dau un clocot, dar fac deoparte făină de porumb, dată prin sită deasă, să iasă cât mai fină. Și fac, învârt cu o lingură de lemn, făina aia de porumb, până se formează ca o, cum să spunem noi, se leagă. Se leagă așa un pic. Deci nu ca chiar, o pastă. Ca o pastă. Deci nu se face ca la compot. Deci un pic legat și dă o aromă deosebită. E și hrănitoare, poți să o mănânci așa. Mâncau bătrânii cu mămăligă, chesărița.